Fostul senator PSD Alexandru Mazăre, fratele fostului primar al Constanței Radu Mazăre, a părăsit astăzi penitenciarul Poarta Albă, după ce judecătoria Medgidia a dat undă verde pentru eliberarea condiționată a fostului demnitar. Procurorii DNA contestaseră hotărârea, însă Curtea de Apel Constanța i-a menținut decizia de eliberare. Alexandru Mazăre executa o pedeapsă de 3 ani în dosarul legat de proiectul imobiliar Henri Coandă și a petrecut deja 2 ani după gratii. Această perioadă, care reprezintă 2/3 din pedeapsă, l-a făcut eligibil pentru eliberarea condiționată.